Salut, berbeci! Voi face runele pentru luna plină din leu. Luna plină care se perfectează în 16 februarie la ora 18:56, în 27 de grade și 59, aproape 28 de grade, leu. Această lună plină, deci luna este în opoziție cu soarele și nu avem decât un sextil între Jupiter și Uranus. Bun, deci acesta ar fi în mare aspectul astral. Să vedem ce vă spun runele. Pentru voi, pentru berbeci, este în casa 5-a. Este o casă care ar trebui să vă aducă bucurie, distracție. Poate că ați început în urmă cu 6 luni o creativitate, o relație, o iubire sau ați avut un copil între timp. Haideți să vedem pentru berbeci. Să strângem în primul rând ce nu poate fi citit. Aveți aici o schimbare. Să știți că totul depinde de voi. Ia uitați. Acum așez runele așa cum sunt. Asta orice s-ar întâmpla. Bonjour nu întotdeauna cade așa. Aveți noroc. O schimbare. Asta este ceea ce impune schimbarea. Uruz. Deci să începem. Cele două aș fi tentată să le pun una lângă alta. Poate că legat de trecut, legat de relația cu un părinte sau de rude, persoane din trecut. Aici, Beorc reprezintă familia. Vedeți că este răsturnat. Deci, acest Beorc reprezintă, în primul rând, o situație în care nu mai aveți legături cu familia. Am putea spune că sunteți separați de familie. Poate că acest lucru s-a întâmplat din anumite motive, dar dă și o vitalitate scăzută. Uruz este o lună a boului sălbatic. Ea de obicei arată vitalitate, energie. Și am putea spune că nu aveți acea vitalitate, acea energie pe care ați dori să o aveți. Nu vă simțiți prea bine, dar poate să reprezinte și o relație care nu a mers spre perfectare. O relație în care fiecare trebuia să-și urmeze drumul. Poate fi vorba și de o relație de afaceri în care fiecare și-a urmat drumul lui. Sau o relație sentimentală, o aventură. Dar în această aventură vedem aici Beorc care nu a fost alături de voi, deci ați fost separați de această familie. Sau familia, în familie nu ați avut o înțelegere. O rune din nou care ne atenționează este Eolh. Eolh este o rună care spune că vă doriți să aveți persoane bine intenționate în jurul vostru, dar de fapt sunt persoane care vă exploatează slăbiciunea legată de familie.
legată de această relație care nu a mers spre perfectare. Sunt persoane care vă cunosc slăbiciunile și caută să le folosească în avantajul lor. Deci, mare atenție, fiindcă această rună răsturnată vă atenționează că sunteți vulnerabili în fața acestor oameni sau poate că ați fost vulnerabili. Am spune că totul s-ar putea să fi petrecut cu 6 luni în urmă, fiindcă orice ați fi început la luna nouă în leu, acum culegeți roadele, acum totul este în lumină, acum totul este luminat, vedeți răspunsul. Și iată că răspunsul este acesta. S-au folosit de slăbiciunile voastre pentru a vă păcăli, pentru a vă fura. La gaz din nou o rună care arată o femeie. O femeie lipsită de loialitate, o femeie egoistă, o femeie care a încercat să vă păcălească, uitați, v-a mințit, v-a trădat. Deci cam acesta este ce s-a întâmplat. Iar voi, orice schimbare ați fi luat, poate că voi această schimbare ați luat-o, adică v-ați păstrat corectitudinea și fermitatea. Ehvaz, așa este numită această rună, deci este o rună care vă atenționează că, de fapt, dacă continuați în această situație, să fiți corecți, drepți, să vă doriți adevărul, să fiți fermi, deci să continuați în această corectitudine, dar și să vă ascundeți scopurile, atunci totul se va transforma în favoarea voastră, adică vine bun jou, care am spus, el rar pică acest bun jo. El reprezintă noroc, reușită. Orice ați întreprinde, orice ați face, aveți noroc. Norocul este de partea voastră. Fie că este vorba de o relație, fie că este vorba de, și avem aici manaz, care aduce relații, omenie. Asta reprezintă manaz. Omenie. Deci am zice că aveți la această lună plină noroc de persoane care arată armonie, omenie, înțelegere, înțelepciune, aspecte benefice. Vă puteți aștepta la Gifu. Gifu care vine și spune, este prima rună care are numai o poziție dreaptă, deci asta este poziția bună, nu răsturnată, nu, da? Deci ea numai așa trebuie să o pun, chiar dacă pică răsturnat, eu trebuie să o aduc în poziția ei normală, fiindcă nu are altă interpretare. La fel și Ing arată foarte bine, adică vă puteți aștepta la persoane, manaz, omenie, care arată dorința de a vă ajuta, acel, cum se spun, trăsătură de a fi oameni față de voi, armonie, înțelegere, corectitudine. Deci este un aspect foarte benefic care vă spune că veți avea parte de daruri, de daruri materiale, daruri spirituale. Este o situație foarte benefică acest Gifu lângă Bunjo, care spune că veți avea noroc în ce ați face, orice ați fi făcut cu 6 luni în urmă, voi acum aveți noroc. Și Ing. Ing care spune că veți avea o schimbare, este o rună care vă susține, este o rună a schimbărilor, vă susține să încheiați ceva care ați început cu ani în urmă,
și am cu ani în urmă, ceva care ați început cu 6 luni în urmă, scuzați-mă, deci cu luni în urmă și puteți acum să, sau poate să fie chiar cu ani în urmă, fiindcă de familie, poate că unii dintre voi nu v-ați separat numai acum 6 luni. Și spune acest ting că vă ajută să încheiați ceva, ceea ce ați început cu 6 luni în urmă, în avantajul vostru. Această finalitate va aduce o eliberare, puteți să începeți ceva nou, o relație nouă, o prietenie nouă. Și aici, așa cum am spus, aici orice legătură ați fi avut-o cu această femeie nu v-ar fi adus nimic benefic. Deci aici Ing spune că totul va fi benefic, dar va fi o schimbare definitivă pentru voi. Drumul vostru se va schimba cu 180 de grade. Deci nu va mai fi în sensul în care erați, ci în sens opus. Adică, să zicem, poate că uitați, era destul de rău și dintr-o dată va fi o schimbare care va duce și noroc, și daruri, deci și prietenii și rezultate foarte benefice. Eu vă doresc numai bine. Această lună plină, ea durează câteva zile, influența ei, până când veți recolta ceea ce ați început voi cu 6 luni în urmă. Și vă mulțumesc pentru timpul acordat.